Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România în fiecare duminică de la 3 la 3 și jumătate, o emisiune oferită de BRD Grup Societe General. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Astăzi avem în studioul RFI România un invitat care lucrează la intersecția dintre agricultură și tehnologie. Da, există așa ceva, agricultură inteligentă. Bogdan Zaina ne va ajuta să înțelegem mai bine despre ce se vorba. Din 2015 este manager la societatea Netafim România. Netafim este cea mai mare companie de irigații din lume care și-a început activitatea în Israel. Acum vreo 50 de ani a inventat sistemul pe care l-ați văzut sau măcar ați auzit de el, irigație cu picătura. Pic, pic, pic. Netafim are acum peste 4.000 de angajați în 110 țări, Bogdan Zaina se ocupă de Netafim România. Domnule Bogdan Zaina, bine ați venit în studioul RFI România. V-ați ocupat de mai multe proiecte de energie verde și acum lucrați tot într-un fel de energie verde, al cărui ax este apa. Povestiți-ne, vă rog, aventura acestei, în primul rând, acestei firme despre care vorbim, aceste firme silenă pentru care lucrați Netafim și cum a reușit ea să devină lider mondial în sectorul ei. În primul rând, bună ziua! Vreau să vă mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit pe dumneavoastră și invitație dumneavoastră. Povestea cu NetAfim începe acum peste 50 de ani. NetAfim a fost prima companie care a inventat irigarea prin picurare, și chiar înainte să vin la dumneavoastră, mă uitam pe niște materiale de marketing al NetAfim, și era un material foarte vechi de marketing, în care spunea că necesitatea este mama invenției. Și practic, asta s-a întâmplat pentru. Compania Israelă și pentru Chibuțul, practic, care a pornit acest business, pentru că aflându-se într-o zonă foarte aridă în care sursa de apă era destul de limitată, au trebuit să găsească și să inventeze o soluție și aceea a fost irigarea prin picurare care folosea foarte, foarte atent și foarte precis apa. Vă întrerup puțin, mă scuzează, mi-aduc aminte când am fost în Israel, ce m-a șocat, așa, vizual la prima vedere, primul impact, a fost, uh, 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 cum să spun, uh, 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 diferența asta între o climă foarte aridă, un pământ arid uh, și acele oaze de uh, verdeață în care, exact. practic, ai senzația că se cultivă orice acolo. E, e, e un contrast enorm între uh, un pământ arid și bogăția pe care oamenii au reușit să o scoate din, din acel pământ. Exact. Pe lângă m, faptul că de-a lungul timpului au fost nevoiți să inventeze diverse metode de irigații, a fost și o politică guvernamentală destul de bine definită și bine pusă la punct. Spre exemplu, în Israel fermierii, toți fermierii din Israel primesc apă de la stat pe care o plătesc mai departe la stat. Deci nu sunt în situația în care trebuie să-și identifice singur surse de apă, este obligația statului să livreze apă către fermier, atât timp cât acesta face agricultură, bineînțeles contra cost, costurile sunt mult mai mari față de costurile pe care le avem noi în România, având o resursă de apă destul de Da, aici în România faci o gaură în pământ și se Da, uite, o să vă spun o, chestie, țin minte când am început business și o să vă explic și cum am ajuns să începem businessul ăsta aici în România, dar în primul an când am adus proiectanți și când discutam cu proiectanții de irigare și le spuneam, poate fermierul respectiv are o oază, practic iese apă din pământ și... Și se întâmplă. cum adică are o oază? Adică ce înseamnă rău? da, că există o, o acumulare naturală de unde iese apă din pământ erau șocați, nu venea să creadă că există așa ceva, pentru că erau obișnuiți ca apa să fie un adevărat calvar, să o aduci de la zeci de kilometri de distanță. Ușor, ușor oamenii au înțeles că aici vorbim de cu totul alt teritoriu și suntem într-adevăr o țară foarte bogată, suntem o țară într-adevăr, cred că putem deveni un lider în, în domeniul agriculturii pentru că avem milioane de hectare pe care le lucrăm, și cred totodată că atenția fermierilor în România se îndreaptă foarte, foarte mult în viitor, în momentul acesta și în viitor apropiat se va îndrepta foarte mult către echipamente de irigat. Eu din prisma jobului călătoresc foarte mult în țară și mă întâlnesc că am fost în foarte multe ferme și în nord și în sud și în vest și în est, pe peste tot. Toți fermierii deja au utilaje, utilaje de ultimă generație. Toți fermierii au, lucrează cu tehnologie. Toți fermierii deja au suprafețe de teren mari un fermier în, da, nu dau exemplu Israel, pot să dau alte state, dar gen în vest, un fermier care are 500 de hectare sau 300 de hectare în vest, este un fermier care are multă suprafață mare. Da, în România, în Franța 50-60 de hectare deja îi consideră că e o fermă măricică. În România 50 de hectare... Exact, la 50 de hectare ți este foarte greu să faci bine și noi îl considerăm un fermier micuț, fermier între 50, 100, 200 de hectare la business pe care îl facem noi, iar un fermier mediu este de 1000-2000 de hectare. Deja toți fermierii au înțeles, sau majoritatea fermierilor au înțeles că viitorul este nu numai în tehnologia pe care o aplici, gen fertilizare, lucrări pe care le faci în câmp toamna și primăvara, dar bineînțeles că trebuie să ai și apă, pentru că dacă nu ai apă, îți va fi foarte greu să obții rezultatele pe care le dorești. Și bineînțeles că rezultatele pe care fermierul le dorește trebuie să fie concomitent cu investiția pe care o au, sau echivalent să, să se amortizeze investiția. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului, cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Pentru cei care nu cunosc agricultură, cum, cum, cum se face treaba asta, explicați-ne puțin care sunt etapele, ce nu faceți înțeles. în momentul în care vindeți ceva. Um, în primul rând, fiecare fermier, pentru noi, fiecare fermier, are un anumit business, un anumit mod de a vedea lucrurile și este unic în felul lui. Deci noi nu vindem niciodată, nu am un sistem, același sistem către mai mulți fermieri. Fiecare are o suprafață de teren mai mare sau mai mică, aceea este în pantă, suprafața de teren este în pantă sau nu este în pantă, sau are o zonă dreptunghiulară sau iregulată, um, sau vrea să pună porum, sau vrea să pună ceapă, are apă sărată sau are apă bună, are apă cu pH crescut sau are apă cu pH scăzut etc. Sunt o grămadă de factori care pot influența decizia de a vinde un anumit tip de sistem sau de a vinde o altă soluție de irigare. Primul pas pe care îl facem este prin area managerul nostru. Noi avem o rețea de area manager în țară. Aceștia sunt în comunicare directă cu fermierul și sunt oamenii, factorii care decid ce departamente implică în procesul de vânzare. Primul departament de obicei implicat este departamentul agronomic, care trebuie să înțeleagă care este cultura pe care fermierul dorește să o promoveze pe zona respectivă și dacă acea cultură este o cultură bună, pentru că sunt situații în care fermierii doresc o anumită cultură, dar suportul agronomic nu este cea mai bună cultură, să punem cea mai bine să punem ceapă, aici ar trebui să punem sfeclă sau nu este bine să punem porumb, ar trebui să punem lucernă sau etc. Ulterior, acestei decizii agronomice, trecem la partea de proiectare, în care facem efectiv un proiect. Gândiți-vă că deci fiecare fermier practic înțeleg beneficiază de un proiect personalizat. Categoric. Nu seamănă unul cu altul. Categoric. Deci noi nu putem să vinde pe hectar. Dacă mă întreabă cineva uh, care este prețul sistemului de irigare prin picurare per hectar, o să-l întreb, ok, hectarul acela este în pantă, de unde am sursa de apă, ce dorești să pui acolo și vă dau un exemplu foarte simplu. Dacă am, spre exemplu, o cultură de prun, distanța între rânduri este de 4 metri, ceea ce înseamnă un anumit număr de metri liniari de linii de picurare pe hectar, pe când la Afin am 3 metri, deci am un număr mai mare. Deci trebuie să înțelegi, să intri foarte mult în detaliu ca să înțelegi exact care este oferta pe care o poți face, o poți face fermierului. Um, pot să vă spun că eu am fost printre, de fapt chiar am fost primul, cred în compania asta când am început să fondăm activitatea în România și toți oamenii care lucrează la ora actuală cu noi au fost aduși de mine, sunt oameni la care țin foarte mult, oameni foarte profesioniști și oameni care își dedică timpul către acest job, după cum știți. Ei, păi, sunteți norocos că în România nu prea mai găsești să angajezi la ora asta. <laughs> A, domnule, da, este adevăr. Sunt, chiar sunt norocos, am echipa pe care o am, este o echipă deosebită și într-adevăr oamenii în ziua de astăzi, cred că se, fermierii se confruntă ziua de astăzi cu una dintre cele mai mari probleme, forța de muncă. Și sunt trist să văd, vă spun sincer, sunt trist să văd fermieri care deja au trimis solicitări și au semnat contracte cu firme de recrutare care aduc 50-60 de oameni din cu alte țări, din Asia, din alte părți. Da, e un eu sport știi... național la ora da, asta. Da, e un sport național și tot speram că o să avem forța de muncă românească și nu numai că nu găsești forța de muncă, dar e cu atât mai greu să o găsești calificată pe ceea ce ai nevoie. Deci devine din ce în ce mai greu. Um... Așa, să ne întoarcem la etapele prin care treceți dumneavoastră. Ați făcut un proiect, îl uh -huh. propuneți beneficiarului, nu îl propune beneficiarului, fermierul, bineînțeles, negociază ce este de negociat, ulterior se semnează un contract, și atunci proiectul intră în faza de implementare, cum îi spunem noi. În faza de implementare acel proiect înainte de a se plasa comanda este încă o dată verificat de către o persoană abilitată care are o experiență delugată în domeniul irigațiilor și verifică dacă tot ce s-a făcut în proiectul inițial, face un double checking, ca să spunem așa, cu o verificare, că este conform cu ceea ce a solicitat fermierul, ulterior se plasează comanda, că toate piesele în cazul nostru vin din Israel, sunt produse în Israel sau parteneri locali din Aluneta Fim. Um, Marfa este adusă pe container, se, transmit, se trimite mai departe către locație și echipa noastră tehnică din momentul acela preia controlul fie prin subcontractori efectuăm noi instalarea proiectului, fie în anumite situații fermierul pe care beneficiare deja um, resurse, resursele umane și tehnice, spune, ok, eu fac săpăturile și ce mai am de făcut, voi doar îmi faceți parte de super, supervizare. Puteți să ne explicați puțin, fără să intrăm în multe amunte tehnice, cum, cum are loc acest sistem de irigare picătură cu picătură? Practic, ce montați acolo? Așa, văzut din avion, se văd niște furtun, furtunași, așa, exact. picuțe da. care se plimbă din pom în pom uh -huh. și picură acolo la rădăcine. Cum, ce constă sistemul, efectiv? Um, sistemul Sistemul este compus din câteva categorii. Mă, plecând de la sursa de apă, adică stația de pompare, ulterior este datorită faptului că vorbim de irigare prin picurare și vorbim de suprafețe foarte, foarte mici de filtrare, avem nevoie după partea de pompare, avem nevoie și de un echipament de filtrare care filtrează apa. Ulterior acest echipament este echipamentul de fertilizare. Avantajul principal al irigării prin picurare este că poți face fertilizare lichidă fie că este bio sau este chimică, convențională, poți face fertilizare cu ajutorul sistemului fără. deci se pun efectiv produsele respectivă în apă și prin picătura aia conține... Ajung direct la plantă. E, noi mereu avem un principiu și agronomii ne spun. domnule, dacă ți-aș da să mănânci o dată la trei zile, dar mult, o masă întreagă, sau ți-aș da de 4-5 ori pe zi, cum te-ai dezvolta mai armonios? E clar răspunsul și planta funcționează în același principiu. Cu cât îi dăm apă mai des și mai cantitatea necesară, și fertilizant, cu atâtea reacționează mai bine. De aceea, sunt producțiile foarte mari prin irigare, prin picurare, față de alte metode de irigare convenționale. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului, cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Ați menționat mai devreme tehnologie, că îmbinăm două domenii. Iarăși îmi vine o imagine în cap când stăteam cu un coleg israelian și ne eram pe un câmp undeva în zona de est și ne uitam la niște fermieri care veneau, dar fermieri tradiționali, care veneau într-o căruță și erau cu telefoanele în mână, erau două persoane cu telefoanele în mână și erau pe Facebook, noi eram foarte aproape de ei. Și ne uitam Ce unul la da, ne uitam unul la altul și spuneam, omule, deci acești oameni au trecut de la, nu au apucat să aibă calculator, nu au apucat să aibă acces la alte informații, au trecut direct în era telefonului, deci au direct acces la Facebook. Este clar că eu cunosc ce se întâmplă în teritoriu din ceea ce privește Netafim și pot să spun că în România majoritatea fermierilor solicită soluții automatizate și control de la distanță. Adică eu, din acum, din telefonul meu, pot să punem diverse sisteme de irigații care se află la ora actuală în România, pot să setez parametri, gen cât timp vreau să se irige, pot să văd dacă am erori, dacă s-a întâmplat ceva sau s-a spart vreo conductă, pot să fac fertilizare. Deci am, tehnologia deja ne-a adus într-un la un nivel în care am un control de la distanță și văd efectiv ce se întâmplă în ferma respectivă. Da, sună science fiction așa. O, să știți că nu e science fiction, noi implementăm, avem oameni specializați care fac chestia asta și chiar uh, funcționează. Chiar funcționează, este într-adevăr o mai provocator să o folosești, dar funcționează la ora actuală. Uh, mulți dintre noi, inclusiv eu însumi, am, aveam așa o imagine destul de uh, Învechită, să zic, despre agricultură. Deci, agricultură, te gândești la țăranul e pe câmp. Astăzi, tehnologiile au invadat și acest domeniu, care este agricultura. S-au conectat și la acest domeniu. Ați pomenit despre faptul că. Mă rog, un telefon mobil în mână, puteți controla sisteme întregi de irigații de la distanță, să le coțetați parametrii, să, tot ce se poate face într-o aplicație. Ce alte lucruri mai năzrăvane ne, aduc, ne poate aduce tehnologia în agricultură? Mă bucur că ați întrebat, pentru că era următorul lucru pe care vreau să-l menționez. NetAfim a lansat acum un an de zile sistemul NetBit este primul sistem de irigare cu creier, așa spunem. Este un sistem care, pe lângă faptul că ne conferă posibilitatea să urmărim și să vedem ce se întâmplă, are un suport agronomic, toate informațiile fiind transmise în cloud, agronomii noștri pot vedea ce se întâmplă în acel moment și se merge pe un tipar al culturii. Spre exemplu, dacă sunt un fermier care cultivă porumb și am introdus în sistemul de irigare, că am semănat la data de 10 aprilie, 15 aprilie, sistemul mă notifică automat când trebuie să iau anumiți pași, pentru că el știe în ce stadiu acea cultură are nevoie de ce, inclusiv din punct de vedere irigare, ci și din punct de vedere fertilizare. Și cel mai important este că acest sistem fiind încărcat în cloud, este un sistem cu platformă deschisă. Ce înseamnă cu platformă deschisă? Înseamnă că avem acces la informațiile meteo în timp real, ba chiar și la previziunile meteo, și dacă sistemul știe că în următoarele două, trei zile, datorită presiunii atmosferice, urmează să existe precipitații, atunci recomandă să nu se dea drumul la irigare, să nu se pornească erigarea pentru că urmează să fie precipitații abundente, mai ales când știm că avem un sol argilos și asta nu ar face altceva decât băltiri. Ați da, avansat întrebarea pentru că mă întrebam cum faci când vine ploaia și ce rost mare să bagi pică, picătură cu picătură în momentul în care plouă uh, și mă gândeam cum faceți și ați răspuns la, la această întrebare. E, mi se pare Lumea, acum există tot, deci pe lângă acest sistem, vă dați seama că nu toată piața beneficiază de acest sistem sau își permite acest sistem inteligent dar este o certitudine că în agricultură ți sunt foarte multe riscuri și principalul risc este, sunt condițiile meteo. Chiar nu le poți controla, gen nu numai ploaie aici, vorbim inclusiv de înghețuri timpurii, vorbim inclusiv de o, ploi torențiale care vin cu bucăți de piatră și distrug culturile. Deci sunt anumite riscuri pe care ți le, ți le asumi. Iar fermierii, să știți, ați rămâne surprins, să știți că toți fermierii care vorbesc eu cel puțin, Cunosc foarte bine condițiile meteo, adică știu, sunt foarte bine informat, știu cam când vă aploaște. Au învățat deja de-a lungul timpului în ce sursă să se încreadă, din punct de vedere meteo, și să citească anumite semne în, în culturi. Plus că, totuși, nivelul de irigare la noi este, un din punctul meu de vedere, este încă un nivel destul de, de coborât. În ultimii doi ani de zile, și pe această cale vreau să-i mulțumesc ministrului Petre Daia, care face eforturi reale din punct de vedere. Guvernamental, în ceea ce privește irigarea. Nu știu dacă știți, la ora actuală, apa este gratuită pentru fermieri, și cu toate acestea am participat la diverse ședințe în care sunt anumiți fermieri care nu irigă. Cu apa pe canal. Deci, apa este pe canal. Din diverse motive, bineînțeles, fiecare știți cum cum are uh, dreptatea lui. Dar, totuși, faptul că apa este gratuită este un mare avantaj și vă pot da o, un exemplu lucrez cu anumiți fermieri care nu îndrăzneau să investească mai mult pentru că spuneau ok, am avut apa anul ăsta, dar eu anul viitor mai știu ce se întâmplă pentru că politica de-a lungul timpului a fost schimbătoare și pot să spun câțiva dintre anul acesta au decis să intre cu accelerație 100%, adică au investit în echipamente de irigații pe suprafețe destul de întinse pentru că au încredere că vor avea apă și că înapoi nu ne vom mai duce. Deci în momentul în care avem apă canale și se fac investiții, înapoi nu ne vom mai duce. Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Înțeleg că România are perspective foarte bune în, în agricultură, din ce povestiți. Da, pe lângă ceea ce cunosc eu, bineînțeles, din media, nu din alte surse, cred totuși că și fermierii au înțeles și și guvernul a înțeles, bine, au fost și niște investiții în trecut pe fonduri europene care acum, bineînțeles, trebuie respectate, niște angajamente care acum trebuie să fie respectate, dar vă spun că inclusiv noi suntem interesați și participăm, există o măsură de finanțare numită măsura 4.3, de reabilitare a unor stații de pompare care sunt deținute de organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații, denumite OAI, aceste OAI-uri sunt practic niște fermieri, o asociație de fermieri care au niște stații de pompare în, în, proprietate și acum aplică pentru reabilitarea acestor stații de pompare. Pot să vă spun că s-au depus astfel de proiecte, sunt fonduri de câteva sute de milioane de euro gestionate prin AFIR, prin instituția care gestionează fondurile europene și noi suntem activi în piața, adică participăm și știu că se întâmplă, adică vedem investiții realizate deja. Lucru foarte mare, foarte mare. Față de acum 5 ani, când principala problemă pe care o întâmpinam din punct de vedere vânzări era nu am apă. Nu am apă. Cu toate că pe vremea aceea, acum 5 ani, exista soluția de puțuri forate care se puteau executa la o adâncime mai mare de 60 de metri. Cred că, nu știu, în ultimii 3 ani, cred că ceva de genul 4 ani de zile, autoritatea apelor române a limitat la 60 de metri maxim posibilitatea de a fora. Vă dau un exemplu, zona vasului zona vasului nu are foarte multă apă. Foarte mulți fermieri acolo care și o zonă și destul de sărăcăcioasă și suntem în contact cu niște fermieri destul de mari care își doresc foarte mult să rege și vor să facă și am încercat să facem puțuri forate și am căutat o, o, o sumedenie de soluții. Însă apa nu este de foarte bună calitate. Puțurile forate sunt limitate. Fiind limitate, debitul este destul de mic, deci nu te poți extinde pe suprafețe foarte mari. Dar oamenii aceia vor să facă. Iar eu cred că în viitor, în politica pe care o văd și am căpătat și eu puțin curaj, cred că în viitor oamenii vor beneficia de mai multă, de mai multă apă. Și asta va genera foarte multe chestii, inclusiv locuri de muncă. Inclusiv, gândiți-vă că un fermier care nu irigă astăzi are nevoie de 5 angajați, pentru că cei 5 angajați îi folosește, sau 10 angajați, îi folosește primăvară, îi folosește toamna și ok, ce lucrări mai are. Dar un fermier care irigă, și are 2000 de hectare acest fermier de care vă povestesc, dar un fermier care irigă 2000 de hectare nu își permite să irige 2000 de hectare cu 5 angajați, are nevoie de cel puțin dublu ca să poată iriga, să gestioneze, pentru că e o activitate în plus și o activitate care îți aduce un cost foarte mic comparativ cu veniturile pe care le poți obține. Vă dau un, un exemplu scurt, un fermier care nu irigă și este medie publicată pe Ministerul Agriculturii, un fermier care nu irigă porumbul poate obține, obține o medie între 5-7 tone pe hectar. Cu irigare indiferent ce fel de irigare, nu vorbim acum neapărat de soluția tafim, dar cu irigare poți obține 10, 14, 16, 18 tone wow. Deci vorbim de la dublu. Ok? Deci investiția clar se amortizează. E o investiție care se amortizează de obicei în 2 ani de zile, 3 ani de zile maxim. Da, V-ați și sunt în continuare fascinat de impactul tehnologiilor uh, mai, viitorului care sunt deja prezente în, într-un domeniu cum este agricultura. Um, ce se întâmplă, de fapt, pe o cultură irigată? Spuneați că există posibilitatea să controlezi uh, să, uh, ca sistemul să decidă dacă plouă să nu mai dea mm -hmm. drumul la cele picături. Cum, concret cum faceți? Aveți niște senzori acolo? Da, aceabă... bineînțeles. În primul rând există niște senzori care se instalează în sol și se numesc tensiometre, care practic arată tensiunea solului. Ce se întâmplă? Solul când începe să se usuce, acesta începe să fie tensionat și tensiometrele respective trimit un semnal mai departe către controller. În funcție de setarea pe care o efectuezi în controllerul Netbit, acesta reacționează sau nu. Deci poți, un fel de calculator exact, care colege poți, datele, exact. le procesează și ia decizii în funcție de datele pe care le sau prezintă, propune soluții la problema respectivă, înțeleg. Categoric, ai opțiunea să-i permiți să ia decizia, adică să dea drumul la irigare sau doar să te notifice. Să notifice agronomul care se ocupă din cadrul fermei, îl notifică și acesta trebuie să decidă mai departe dacă dă drum sau nu dă drum. Dar, deci există ambele opțiuni și categoric. notificare și posibilitatea să setezi, să decidă singur sistemul exact. dacă dă drumul sau nu dă drumul la apă. Exact. Exact. E impresionant. E cum mai avea un robot acolo da. care se ocupă el. Nu, ce pot să vă spun, e, pentru noi este impresionant, dar această tehnologie ar, ar trebui, din punctul meu de vedere, adoptată mult mai repede, pentru că în alte țări, țări gen Israel, gen Statele Unite, această tehnologie este folosită de 20 de ani, 15-20 de ani. Deci vorbim de tehnologii care deja pentru ei sunt foarte, foarte bine cunoscute și în România încă reușim destul de greu să implementăm. Tehnologia fiind nouă, avem nevoie de foarte mult sprijin și, cum am menționat și mai devreme, țin pe această cale să mulțumesc și Ambasadei Israelului, unde ne-am și cunoscut un eveniment organizat de ambasadă care face foarte multe evenimente și promovează foarte mult tehnologia aceasta pentru că știe că este tehnologia viitorului. Resursa de apă, din punctul meu de vedere, este o resursă care nici și în România în viitor. Dacă vă uitați în urmă, că mi-aduc aminte când eram copil, nu cumpăram niciodată apă consumam apa pe care o aveam. Astăzi nici nu concep să consum apă decât cumpărate la sticlă sau la bidoane de 5 litri sau etc. Da, e o schimbare de comportament serioasă. mi aduc aminte când eram la țară și scotea mamaie apă din puț, o turna așa într-o găleată de metal și exact. noi ne înghețuiam să bem și beam direct din găleată și încercam să nu ne udăm nasurile. Deci era un sport foarte... Exact. Uh, e altă lume, trăim în altă lume acum. Categoric e... și a, ați menționat o chestie prin sistemele acestea de irigare și în special prin sistemul de irigare, prin picurare care controlează foarte bine fertilizanții și îl ține, ține fertilizantul, adică substanța chimică relativ la suprafață și nu o lasă să se ducă în pânza freatică controlez foarte bine și infestarea acestor pânze freatice. Dacă vă mergeți pe la țară sau în alte zone rurale, o să vedeți că sunt destul de multe probleme cu chestia asta. Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Am auzit uh... Nu mai-mi aduc bine aminte, cred că prin Statele Unite, de ferme verticale, ferme pur și simplu construite în oraș, efectiv, adică nu mai ne nevoie nici de pământ până la urmă ca să faci agricultură. Ce cu aceste ferme? Ce se întâmplă acolo? În primul rând, aceste ferme sunt ferme la dimensiuni destul de mici, în momentul de față, și sunt ferme experimentale. Noi cunoaștem conceptul de fermă verticală din peisagistică, ne tafim vin de sisteme de irigare și pentru peisagistică și se folosește în anumite situații, în anumite moluri sau la anumite primării, pereți din acestea vertical foarte mari în care plantele stau practic într-un mod ciudat și sunt irigate. Um, cred că nu știu, conceptul pe care doresc să-l dezvolte, și în special în Statele Unite, este de a face. Eu vin din domeniul regener energiei regenerabile, cum am și menționat. Cred că vor să facă, practic, un fel de oraș eco în care reușești să crești pe o suprafață foarte, foarte mică de. pentru că e destul de scump să ai într-un oraș o fermă, nu? Pe o suprafață foarte mică reușești să crești anumite culturi, gen tomate, castraveți, etc. și să. Am văzut chiar la un moment dat un concept în care pe clădirea unui bloc era o astfel de fermă care trebuia să aprovizioneze întreg blocul pentru o anumită perioadă și era practic în administrarea blocului. Acesta era conceptul în Statele Unite. Bineînțeles, nu vorbim de ferme de suprafețe foarte mari, ci ar trebui să fie practic sustenabilitate pentru o suprafață destul de mică. Cum, bineînțeles, vine întrebarea, ok, dacă toată lumea ar face, ar avea o astfel de fermă, unde am ajunge? Probabil foarte departe, dar mai avem până acolo, cred. da, bine vă să râd, dar e foarte interesant. Am, am avut așa o imagine, am văzut blocurile din București, cu, cu grădini pe bloc, din care oamenii să-și aducă pe masă o salată, o roce, un castravete. Noi redem aici, dar s-ar putea ca la un moment dat să devină realitatea, așa cum a devenit realitatea această tehnologie prin care pământul vorbește cu robotul și robotul îi spune ce are de făcut. Exact, nu se știe unde o să ajungem în viitor. Cred că tehnologia deja a avansat foarte mult, cred că mai mult decât ne așteptam și sunt convins că în viitorul nu foarte îndepărtat în agricultură vor exista foarte mulți roboți și se vor face foarte multe lucruri lucr robotizate. Spre exemplu, la ora actuală sunt fermieri care lucrează pe cultura respectivă, cu tractor, cu GPS, cu RTK, adică cu precizie de 5 cm, dacă mă aduc bine minte, deci cu de foarte mare precizie și în funcție de analizele de sol pe care le-am încărcat în GPS-ul tractorului, și de un anumit tipar decide dacă plantează o anumită densitate în zona respectivă sau o anumită densitate. Adică, dacă solul nu mă ajută, plantează o densitate mai mică. Dacă solul mă ajută, plantează o densitate mai mare. De vorbim de agricultură de precizie. Asta înseamnă agricultură de precizie și noi venim în spate cu partea de irigare, adică irigare de precizie. Pe zona asta irig la un anumit nivel și fertilizez la un anumit nivel pentru că am un anumit număr de plante. Pe zona asta trebuie să schimb. Nu pot să văd, să am o imagine. Holistică pe toată suprafața, aș să spun ok, iric, pe toată suprafața, la fel, 100 de hectare. Pentru că nu-i nu conform cu realitatea. Da, vorbim de roboți, apropo, am ajuns la finalul emisiunii și o să vă întreb pe toată lumea, domnule Bogdan Zaianeau, vă este frică de roboți? Domnule, nu mi este frică de roboți, pentru că, sincer să fiu, mai frică mi este de oameni, cred, decât de roboți. Pentru că roboții sunt niște invenții ale oamenilor. Și mi-e frică totuși de acei oameni care inventează roboții. Pentru că, practic, o lume robotizată înseamnă că, practic, toată puterea este în mâinile acelor oameni. Dacă vă uitați inclusiv în filmele astea care au port uh, science fiction, de obicei când lucrurile o iau razna sau roboții nu mai pot fi controlați, sunt uh, de obicei datorită, sunt datorită oamenilor. Pentru că este totuși o inteligență artificială și cred că omul este mai presus, cel puțin asta este părerea mea. Dar într-adevăr, mi este frică de acei oameni care au puterea asta, că se spune că atunci când puterea are dreptate, dreptatea nu mai are putere. Frumos concluzie. Deci, atenție nu la roboți, și la oamenii din spatele roboților. Domnule Zaina, vă mulțumim că ați fost cu noi în studioul RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit pe Bogdan Zaina, omul care lucrează la intersecția dintre agricultură și tehnologie. Mai multe despre el și despre proiectele sale puteți afla la adresa netafim.com.ro În ce privește viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate te bate orice ficțiune. Treaba, treaba asta o hotărâm împreună. Dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept duminica viitoare de la 3 la 3 și jumătate. Să auzim de bine și stați liniștiți. Noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România o emisiune oferită de BRD Grup Societe General.